Ispita Lala este mai fericită ca niciodată. Pe măsură ce trece timpul, este din ce în ce mai nerăbdătoare să aducă pe lume primul ei copil. Deși a trecut prin multe momente dificile de-a lungul anilor, viața a răsplătit-o din plin, a mărturisit că ea și iubitul ei au aflat deja ce vor avea, însă vor anunța acest lucru abia săptămâna următoare. Are și numele pregătite, iar din luna ianuarie va începe pregătirea camerei bebelușului ei. Ispita Lala va deveni mamă în primăvara acestui an, în luna aprilie. Bruneta a dezvăluit că se simte bine în aceste momente, chiar dacă primele săptămâni au fost dificile pentru ea din cauza grețurilor specifice femeilor gravide. Nu o să mai facem petrecerea deoarece am aflat amândoi sexul copilului, așa că nu mai este o surpriză pentru noi. Însă facem o ședință foto pentru a împărtăși cu voi aflarea sexului. Am 4 luni și suntem bine, creștem. Aștept să văd primele mișcări, sunt foarte nerăbdătoare. Ispita Lala a făcut dezvăluiri noi despre iubitul ei. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, încă de pe vremea când aveau doar 3 ani. Cu timpul, drumurile lor nu s-au mai intersectat, astfel că și-au petrecut timpul alături de oameni diferiți. În cele din urmă, însă, Ispita Lala și iubitul ei s-au regăsit și au început o relație. În prezent, cei doi formează un cuplu de succes și se pregătesc pentru cel mai important moment al vieții lor. Ispita Lala și partenerul ei urmează să devină părinți pentru prima dată.